Bună seara tuturor! Numele meu este Dan Suciu, sunt Director of Learning and Development la Tripler Global și ne bucurăm să fim din nou pentru a șapte oară gazda lansării unui nou număr din Today Software Magazine. Sper să găsiți această seară una inspirațională și să aflați multe lucruri noi și utile pentru voi. Mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare. Pentru început, aș vrea să zic câteva cuvinte despre Tripler și mai ales despre relația pe care Tripler Global o are cu Today Software Magazine, cum ziceam, este una îndelungată. Și aș vrea să încep cu o povestioară, pentru că săptămâna trecută s-au primit 8 ani de când sunt angajat Tripler și cu ocazia asta am primit un mic cadou. Anul acesta, cei de la Resurse Umane ne-au surprins foarte plăcut cu un mic, hai să zicem, gadget, deși este vorba despre o agendă. Am fost extrem de surprins să înțeleg că această agendă numită Rocketbook Wave este una totuși cu totul specială. De ce? Pentru că poți să scrii în ea, după care viața se șumbește Wave, Rocketbook Wave, îl pui într-un cuptor cu microunde și după 5 minute tot ceea ce ai scris dispare. Prin urmare, este o agendă reutilizabilă, un concept foarte interesant. M-am și gândit că cumva se potrivește cu valorile Tripler. Probabil, de ce? Pentru cei care nu știu de ce se numește Tripler, toată întreaga noastră activitate pe care o desfășurăm în Tripler se bazează pe trei valori pe care noi le considerăm foarte importante, și anume inovare, integritate și agilitate. Prin urmare, într-adevăr, este un obiect inovativ. Integritatea vine din faptul că nu e așa, nu mai consumăm atât de multe hârtie și ne gândim mai mult la environment având o singură agendă pe toată durata vieții noastre. Copiii vor merge la școală doar cu un singur caiet în ghiozdan, iată că e o utilitate foarte bună. În plus, este un motiv în plus, nu? Pentru ca ei să spună de ce nu și-au făcut tema, i-am uitat caietul în cuptorul cu microunde. Și, dar este și un element de agilitate. Acum, când ai astfel de agenda, se schimbă puțin perspectiva, nu-i așa? Pentru că știți foarte bine că atunci când folosim o agendă obișnuită, scriem acolo lucrurile pe care noi dorim să rămână peste timp. După care, evident, după 2-3 ani, când dăm peste agenda respectivă, o frunzărim și o aruncăm. E aici, din start, când scrii această agendă, scrii cu gândul că vei șterge ceea ce ai scris. Și te gândești de două ori, are rost să mai scriu sau nu mai trebuie să mai scriu în agenda? Ce lucruri am putea să scriem într-o astfel de agendă astfel încât să merite acel efort? După care am constatat că există și un alt element foarte interesant. De exemplu, aici așa jos sunt niște punctulețe pe care dacă le bifezi și folosești o aplicație pe Android și pe iPhone, poți să salvezi pe cloud acele pagini care vrei să rămână sau să se convertească în Word, o sumedenie de lucruri de genul ăsta. Prin urmare, poți să păstrezi anumite elemente care sunt scrise în această agendă, deci nu se pierde absolut tot. Și plecând de la această idee, stăteam și mă gândeam că în toți acești 8 ani de când sunt la Tripler și în cei 6 ani de când îl cunosc pe Ovidiu, dacă ar fi să scriu toate aceste lucruri, toate aceste elemente, tot ceea ce mi s-a întâmplat în tot acest an, într-o astfel de agendă, de fapt, care ar fi acel lucru care totuși vrea să le țin minte, care vrea să le salvez în cloud sau să le salvez undeva? Și cu siguranță că toate aceste evenimente de lansare, toată această efervescență pe care Today Software Magazine a creat-o în comunitatea IT, este ceva ce trebuie păstrat și nu doar păstrat, dus mai departe. Mărturiseam și acum un an de zile, tot în septembrie, când lansam un alt număr al revistei, că la prima lansare, în 2012, nu am crezut neapărat în acest proiect, adică nu am crezut în ideea că el va rezista peste timp. Cu toate acestea am investit în proiectul respectiv, tocmai pentru că mi s-a părut o idee foarte bună. Și iată că astăzi lucrurile au căpătat cu tot o altă amploare. O video să o povestească și despre IT Days, care a ajuns de la 200 de participanți la aproape 800, când ne așteptăm să avem anul acesta. Deci lucrurile se dezvoltă în continuare și mă bucur foarte mult că se întâmplă așa.
Bun. Aceasta a fost elementul introductiv.